Doamnelor și domnilor, o informație de breaking news, incident foarte grav la Focșani. O femeie a fost accidentată pe o trecere de pieton de un autoturism care aparține armatei. Mergem la Iulia Blonda, care vine cu mai multe detalii. Te ascultăm, Iulia. Focșani, acolo s-a întâmplat un accident rutier chiar pe trecerea de pietoni. Victima a fost o femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani care, potrivit polițiștilor, traversa strada regulamentar. În acel moment, femeia a fost izbită în plin de un autoturism, iar potrivit poliției acesta aparține MAPN, iar șoferul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Femeia a suferit leziuni în urma acestui impact, ea a primit îngrijiri medicale, iar în acest caz polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest eveniment rutier.